Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate. Suntem din nou împreună pentru că, din nou, după cum vedeți și în imagini, se întâmplă acum Focșani, Vrancea, paradă militară. Ăștia sunt regimentul de gardă ai țării. Oameni și fapte. Oameni și destine. 160 de ani de la Mica Unire. Am văzut o chestie pe care n-am înțeles-o, nici nu vreau să o comentez. Ieri președintele Iohannis a fost la Iași și toate televiziunile, inclusiv noi, B1, am scris Iașiul, capitala istorică a României. Iașiul n-a fost niciodată capitală istorică a României. Din câtă istoria am mai învățat la școală și eu, Iașiul a fost capitală doar atunci când trupele germane au ocupat București. Și familia regală cu tot, cu guvernarea țării, cu Marghiloman și cu ea, s-au mutat la Iași. Aia da. Dar să scrii despre Iași că a fost capitala istorică a României, așa scria și la noi aseară, la știri, dar toată lumea scrie așa, toate televiziunile. Păi dacă învățăm generațiile actuale o istorie mutilată, ne batem joc până și de actul Micii Uniri. Nu, Iașiul n-a fost. Iașiul a fost păcălit în 1859 și a cedat statutul de capitală Bucureștiului, cu niște costuri uriașe, dacă vrem să fim adevărați. Dacă vrem să învățăm tineretul măcar un pic din istoria reală, că îi mințim cu Revoluția, că îi mințim cu mineriadele, că îi mințim cu ce vreți voi, că am văzut acum, vorbeam cu unul dintre invitați, cu Doru Mărie, salut Doru, al doilea invitat, mulțumesc că ești alături de noi într-o zi mare, invităm și noi prieteni emisiuni în zilele mari, Adi Rădulescu vine și el în domnul, e îmbârligat în trafic, fostul ministru adjunct al agriculturii, oameni buni, dacă nici în zilele serioase, nici în momentele importante nu facem ce trebuie. Am văzut niște imagini cu Corneliu Coposu, fiei țărâna ușoară, acum la colegii mei le prezenta Aneta Sergiozan la știri. Imagini fabuloase, vorbeam și cu Doru. Păi da, mă, dar istoria ultimilor 99 de ani este o mutilare, mă. Știți ce imagine am dat? Pentru că alea se păstrează. Restul sunt ascunse de băieți. Am dat imagini în care Petre Roman îi ruga pe oameni să-l asculte pe Coposu. Vă puteți imagina ce anomalie a istoriei. Petre Roman, îi făcea lui Coposu, Dumnezeu să-l odihnească, îi făcea loc să poată să vorbească de la o tribună. Asta era România reală. Și repet, Iașiul n-a fost niciodată capitală istorică a României. A fost o capitală istorică a Moldovei. Este și azi capitala de suflet a Moldovei. Vom discuta și despre asta. Vă repet, avem imagini de la Focșani, acolo unde armata română, acolo unde Ministerul de Interne, acolo unde o mare parte dintre politicienii țării cinstesc actul care a stat la baza Marii Uniri din 1918, adică Unirea Principatelor din 1859. A venit, mă, Teddy, materialul ăla? Bine, stimați-le spectatori, împreună cu Doru Mărieș am propus amândoi și Teddy Mureșan a făcut producătorul emisiunii, asta și eu de vorbă cu Doru, că dacă mi-e prieten facem emisiunea în mare parte colaborând unii cu alții. Băi, oameni buni, este virală pe internet povestea cu 10 ani. Ce a fost acum 10 ani? Cum arăta Doru Mărieșa cu 10 ani? Cum arăta acum? Nu cred că vrei să știi cum arătam acum 10 ani. Eu știu exact cum arătai cu 10 ani. Dacă vrei, nu mă forțesc, am și imagini cu tine. Și am imagini și din acum 20 ceva de ani cu tine. Dar cu 10 ani nu cred că ai. Bă, nu știu, trebuie să ne uităm exact. Adică, și dacă este, nu o dat pe post. Te rog eu frumos. Dar cred că dacă mă străduiesc, găsim. Păi găsești, găsești. Asociația, dar... 21 decembrie a existat tot timpul. Nu. Începusem prima greva foamei și nu vrei să doar și poate. Nu vrei să vezi. Nu. Nici eu nu vreau. Oameni buni, ce nu vă spune nimeni? Și începem. Hai, devină cu acea, nu-l mai moșmondiți. Treci. Așa, tată, la vedere. Cu afură. Imagine. A venit Adi Rădulescu, care v-am spus că eram potrivit în trafic. Oameni buni, haideți să luăm așa. Adevărul adevărat este altul. Nu vă spune nicio televiziune sau nu vrea să vă amintească. Istoria ultimilor 10 ani, bă, la guvernarea țării. Adică ce am votat noi, românii. Ce guverne am avut noi, România, ce merităm să avem noi, românii, și mai ales de ce aproape 5 milioane sunt deja afară și la fiecare 3 minute mai pleacă câte un român. Vreți să vedeți? Da. Haide, te pup, Adi, mersi. Bine că ai venit de ziua Unirii, Micii Uniri, în fața telespectatorilor cu care ești prieten la B1 TV. Băi, fraților, poate ați uitat ce ați votat și ce guvernare am avut în 10 ani. Hai să dăm repede citire. Primul. Fix acum 10 ani și un pic. Guvernul Emil... Lasă-mă să curgă. Da, nu, lasă-o așa. Bravo, oprește, stai puțin. Guvernul Emil Boc 1. Ați și uitat. Un blat uriaș între PSD, adică între Gioană și Băsescu. Un blat uriaș. Iată-l.
A citat de el. E, așa arăta guvernarea anului 2008-2009. Vă aduceți aminte? Scandalul cu Ministerul de Interne, cu autobuzele, cu Iureșu, nu știa cum să plece Joana de la guvernare, că n-avea cum să candideze împotriva lui Băselu în toamna lui 2009. Asta era guvernarea României în 2009, acum 10 ani. Ce s-a ales de PDL? Ce s-a ales de Joana? Bine, mai departe. Cum se poate caracteriza guvernarea asta? Da, prima recesiune serioasă, economică serioasă, după 10 ani. O scădere a produsului intern brut cu peste 7%. Wow! Da. De ce? O secundă, ca să nu credeți că era o guvernare vai mama ei, că Boc era vreun prost și echipa lui Joana și a lui Boc erau... Nu. A fost criza uriașă care a traversat Atlanticul. A venit de pe Wall Street, de la marile bănci americane și de la marile concerne americane, a venit peste ocean la noi. Numai că Tăriceanu în 2008 creștea pensiile, creștea salariile și angaja cu sute de mii bugetari. Asta ca să... Și a cheltuit toți banii care i-a luat pe BCR. Și a cheltuit, cum bine zice Adi, a cheltuit toți banii luați pe BCR mai departe. Și eu am făcut parte din acest guvern. Spre rușinea ta? Nu e rușine. Ați cheltuit banii țării, bă, băiete. Nu, program... hai să vedem, nu o lua așa. Păi ce, bă, stai că vorbim imediat. Vorbim. Program de finanțare externă a luat 20 de miliarde. Băselu și Cuboc atunci au împrumutat celebrele 20 de miliarde de euro care s-au dus pe apa sâmbetului. Eu știu exact ce s-a întâmplat cu ei, pentru că, virgulă, ca senatorii am cerut Băncii Naționale și Ministerului Finanțelor explicații. Dacă vi le arăt, vă cruciți. Și Banca Națională a avut acolo. Doi. Al doilea guvern. Guvernul Boc, 2. 23 decembrie 2009, 9 februarie 2012, susținere, iată-o. PDL, UDMR, bă, apropo, că ați uitat sau nu credeți, UDMR-ul a fost aproape tot timpul la putere în România. Asta ca să știe și Kelemen Hunor, când îi acuză pe români că au băgat țara în gard. Domnul Kelemen Hunor, nu se poate, frate, să ne facem că uităm datele adevărate, iată-le pe ecran. Ați fost cu UDMR-ul la putere aproape tot timpul. Și cu PDL-ul, și cu liberalii, și cu PSD-ul, și cu toată lumea. Mai departe. A apărut, bineînțeles, pe scena politică Oprea. Nu, inițial n-a fost cu UNEPR-ul. A fost exact așa cum îți spun eu. Ba nu. E, na. E. Oprește puțin. După aceea s-a făcut UNEPR-ul. Al doilea guvern, Boc, a fost cu UNEPR. Nu e adevărat. A fost PDL plus UDMR plus independenții, care s-au transformat peste un an în UNEPR. Mă scuzați, cu embrionul UNEPR-ului. Exact. Adică erau independenți. Are dreptate. Da. Era blatul și mai ordinar, că nu era UNEPR. Aveau să devină UNEPR, dar erau oia care erau al Oprea. Da. Bine, bravo, mersi frumos. Domnul ministru întotdeauna cinstit ca de obicei. Criza economică majoră, program de reducere a cheltuielilor bugetare și celebra reducere cu 25% a salariilor în domeniul, în zona publică. Adică aici și-au luat-o bugetarii, cred că pe 10 mai, dacă nu mi-aduc aminte incorrect, a ieșit, nu pe 10 mai, pe 6 mai, ba nu, pe 10 mai, pe cât a ieșit, mă, nu mai știu, a ieșit Traian Băsescu și a anunțat tăierea salariilor. Ca urmare a manifestațiilor de protest din piața universității, alea Antena 3 și mulți alții care acum nu vor să recunoască, s-a supărat pe mine Mircea Dogaru, că am spus în emisiune, l-am întrebat, bă, păi nu ești tu ăla care susținea să dai jos guvernele cu 300-400 de protestatari în piața universității filmați de gâdea ca și cum ar fi zeci de mii? Ba da, și a depus mandatul. S-a terminat cu ministeriatul domnului Adi Rădulescu aici prezent. Stai, că și-a depus mandatul, uite, 9 februarie 2012, ca să înțelegem. Păi asta nu... A urmat guvernul, atenție mare, Mihai Răzvan Ungureanu, nici n-am ce să scriu despre el, susținere PDL, UDMR, UNEPR, a apărut să UNEPR-ul, da? Da. Bun, mergem mai departe. N-am, la guvernul Mihai Răzvan Ungureanu, iertați-mă, cât de dibace aș fi și conesor în ale politicii, n-am ce să scriu, 78 de zile de guvernare, cabinetul a fost demis prin moțiune de cenzură. Moțiunea asta de cenzură, dacă vreți, o analizăm odată, că eu o știu din intimitatea a materialului. A fost demis de cei care formau și PDL-ul. Bravo! Ia cât adevărul de la domn ministru, adică propriul partid. Oprește puțin. Puțină lume știe, dar Adi Rădulescu vă spune adevărul, oameni buni. Așa este. Și propriul partid a contribuit un pic. Un pic mai mult. Un pic mai mult, că altfel nu cădea mereu. I-au luat gâtul aproape cum Dragnea și Tăriceanu le-a luat gâtul lui Grindeanu și lui Tudose. Aproape. Mergem mai departe. Nu i-a luat gâtul. El a dorit să-și ia gâtul. Crezuse că era cel mai mare conducător român. Guvernul Victor Ponta. La guvernul Victor Ponta 1, 7 mai 2012, 21 decembrie 2012, susținere USL, celebru accident din istoria liberalilor, în aproape 150 de ani de istorie, un accident cumplit, numit USL. Au intrat în cușca fiarei,
iar fiara i-a făcut muci. Repet, Partidul Național Liberal a intrat în cușca fiarei de frica lui Băsescu. Și pesediștii i-au făcut muci. L-a prostit pe Crin Antonescu și a prostit PNL-ul că unul va fi premier și unul președinte, unul s-a pus premier și după aia l-a ars pe altul ca să nu fie președinte. Asta a fost scurt. Apropo de PNL, nu fac referință. Comentăm împreună, dăm citire 3 minute și comentăm, jur comentăm okay. Împreună. Mergem mai departe. Singura acțiune serioasă a guvernului ăsta, singura, suspendarea lui Băsescu. Păi de ce credeți că s-a făcut USL-ul? Pentru popor? Pentru bunăstarea țării? Nu, n-are nicio legătură. Ca să-l ardă pe Traian. Bă, ca să vezi cât de slabă este o alianță de 70% în România, nici măcar pe Traian nu l-au dat jos. Aveau 70%. Erau Dumnezeu pe pământ. Erau aproape ca Ion Iliescu în Duminica Orbului, în 90. USL-ul n-au reușit să-l dea jos pe Traian. S-a dus la garaj și i-a făcut acolo, dând vorbe. Mergem mai departe. Guvernul Victor Ponta, 2. De ce fac asta? Că ați uitat sau ne facem că uităm sau nu vi se spune adevărul. Uitați-vă la susțineri. Ia uitați-vă la susțineri, ca să înțelegeți. Ca să înțelegeți unde a fost Voiculescu Dan și unde a fost Antena 3, aproape permanent lângă ei. Ba cu structură politică, ba fără structură politică. Nu contează. Guvernul Ponta 2, decembrie 2012, martie 2014, susținerea USL cu NPR în coadă. Guvernul Victor Ponta 3, la ăia la 2 n-ai ce să spui, nu s-a întâmplat nimic. Guvernul Victor Ponta 3, 5 martie 2014, 5 noiembrie 2015, asta ca să înțelegeți cât timp a stat PSD-ul la putere, 10 ani, aproape permanent. Guvernul Victor Ponta 3, 5 martie 2014, 5 noiembrie 2015, susținere, UDMR, ei, a apărut iar Kelemen Hunor, băi, ești nebun. Ziceați că n-a fost UDMR-ul la putere, aproape tot timpul. Tragedia de la colectiv a făcut ca acest guvern să plece acasă. Victor Ponta a făcut un gest politic, din punctul meu de vedere, bărbătesc, aproape unic în istoria de după 89 și și-a pus mandatul de premier, odată cu el a plecat toată guvernarea. Atunci, în schimb, l-a pus pe Dragnea în lumina reflectoarelor. Atunci, în acel noiembrie 2015, a apărut Dragnea și, atenție, sunt 3 ani și jumătate aproape de atunci și Dragnea e în cărți uriașe, cu porc, cu șorici, cu SRI, cu Coldea, cu Chiove și cu... E în cărți. Asta înseamnă politician puternic. Guvernul Dacian Julian Cioloș. 17 noiembrie. Dumnezeu să-i odihnească pe cei de la colectiv, pe mormântul lor, pe arsurile lor, pe chinurile lor, s-a născut guvernarea, așa zis, tehnocrată. Susținere. Stai mă așa un pic, nu da, că asta e foarte important. Cine l-a susținut pe Cioloș? Tehnocrații din... Aveți în ecran. Nu e adevărat, domnul ministru. Bă da, uite. Nu e adevărat. Tehnocrații din PSD. Nu e adevărat. Tot PSD-ul... Tot PSD-ul a votat guvernul Cioloș, tot PNL-ul, tot USR-ul și tot UDMR-ul. Singurul partid care a zis, bă, pe ăștia nu-i votez, a fost partidul lui Traian Băsescu, care în Parlament a zis, bă, nu pot. Eu cu Cioloș nu pot. Da, am uitat. Am uitat că PSD-ul, cu toate voturile lui, l-au făcut, PSD-știi l-au făcut premier, pe ăsta pe care îl critică acum, că a distrus țara, pe Cioloș. Păi, bă, băieți, eu înțeleg că politica e curvă. Da, până când? PSD-ul fără voturile lui nu se putea Cioloș să ajungă vreodată, indiferent că ce-ar fi dorit oricine, nu ajungea premier. Guvernul, așa zis, tehnocrat, pe care vă las pe voi să-l analizați la capitolul ce a făcut pentru țară și pentru voi. Nu-mi permis să comentez ce a făcut. Deși, senator fiind la vremea aia, mai știam de unele și de altele. Eram vicelider al grupului parlamentar liberal, știam bine ce fac tehnocrații. Dar nu comentez eu ca să nu influențez pe nimeni. Înseamnă că l-ai susținut. Nu e adevărat. Partidul a susținut. Partidul a susținut, iar eu am votat conform moralei. Nu pot vota împotriva partidului meu când interesele țării o cer. Aveam nevoie de guvern. Dar eu nu contest. PSD-știi contestadii. Bravo. Mă bucur. Da, bun. 8. Guvernul Dragnea. Tăricianu. Vă aștepta să zic guvernul Grindeanu? Hai bă, ce dracu, suntem oameni serioși, televiziune serioasă, emisiune puternică. Guvernul Dragnea Tăricianu, 4 ianuarie 2017 până în prezent. Susținere, PSD, ALDE, UDMR. Aoleu, iar UDMR? Da, iar UDMR. Plus, așa zis și premierii. Minorități. Lasă-i mă săraci, păi ea nu-i punem palul Bucceanu să pune. Așa zis și premierii acestei guvernări, Dragnea Tăricianu, au fost Sorin Grindeanu dat jos prin moțiune de cenzură de Dragnea și de Tăricianu, adică de cei care l-au pus. Caz unic în istoria României. Niciodată nu se întâmplase. Niciodată. Să mă pună pe mine să fac emisiunea Doru Mărieș și cu Adi Rădulescu și după jumătate să zică, ia bă, dați-l afară pe barbă. Păi bă, nu voi l-ați spus, ba da. A urmat, bineînțeles, după această catastrofă inimaginabilă, să-ți dai jos propriul guvern,
Mihai Tudose. Al doilea. Dar jos de cine? De Dragnea și de Tăriceanu. Cum? Prin moțiune de cenzură. Adică același guvern dat jos de aceeași putere. Și ultima, dar nu cea din urmă. Bă, vreau să vă spun că e o rușine. Democratic. Băi, o rușine dorului. Băi, Adi, o rușine. Bă, voi ați văzut oameni buni ce fac ăștia la Bruxelles? Ați văzut o pădăncilă pe Daia și pe ăsta de la muncă, nici nu știu cum îl cheamă. Nici nu vreau să-mi încarc memoria. Băi, ați văzut cum ne fac ăștia de râs? Am vrut să mă abțin, să nu comentez nimic de Vasilica de la Videle. Băi, să nu... Băi, noaptea, mă, ne facem de râs ca nație. Daia a spus lucruri care nu erau de tradus, nu puteau să traducă ea în cască. Pentru că ea știu limba română cât de cât coerentă. Nu poți să ai fracturi de exprimare pe care să ai pretenția să le traducă unii la Bruxelles. Astălaltă a spus că România combate Holocaustul. Dacă evreii de pe planetă ar fi luat-o în serios, eram în litigiu diplomatic major cu statul Israel. Numai cu oamenii și-au dat seama, bă, lăsați-o în pace că nu o duce capul. Îmi pare rău, nu vreau să jignesc pe nimeni. Cum să spui, madame, că guvernul matale, că nu e al țării, sau o fi și al țării, nu știu, combate Holocaustul. Holocaustul s-a terminat toată cu ultimul fum care a ieșit de la Auschwitz sau de la Maidanek sau de la Birkenau, pe coș, arzând evrei, doamna premier. Ai jignit un popor, o istorie și, spun eu, o comunitate internațională. Asta cu Holocaustul. E subiect pe care te rog eu mult, nu-l mai, cuvântul ăsta nu-l mai, nu știi să-l folosești. Iar astăzi a venit, cum îl cheamă, de la muncă, ministrul muncii, nu știu cum, cum îl cheamă, mă? Cum? Cum să-l cheamă, mă, Petre Daia, ieși afară. De la muncă, bă. Nu știe nici Teddy cum îl cheamă, nu știe nimeni cum îl cheamă. Știi, bă, cum îl cheamă pe ministrul muncii? Nu. Nici Doru Măreș. Vedeți ce oameni serioși invit? Burnei? Cum? Nu, bă, Burnei e medic, crede-mă. Nici în regie nu știe nimeni. A pierdut o foaie. Bunei, cred. Bunei? Bunei. Mă, avea niște foi pe care le-a scris cineva, vreun consilier. Apare incoerente. Bă, și într-un moment a rătăcit o foaie. Știi ce s-a întâmplat, da? S-a terminat cu România la capitolul muncă și protecție socială în Europa. Cum, mă? Marius, cum? Budăi! Marius Budăi! Marius Budăi s-a fracturat atât de tare în discurs încât n-a mai fost în stare să lege o propoziție. Ăștia, mă, s-au dus să ne reprezinte, mă. Bă, suntem un popor puternic, mă. Bă, l-am avut pe Nicolae Titulescu, care a condus Liga Națiunilor, mă. Bă, mă doare sufletul. Adică precursorul ONU, precursorul Organizației Națiunilor Unite, era condus de Nicolae Titulescu, mă, care vorbea fluent, curent, la nivel nativ, 4-5 limbi de circulație internațională, iar ăștia în limba română, limba lor maternă. Uitați-l, ăsta e, mă, Budăi? Ăsta nici nu vă până acolo, ăsta este Juncker, mă. Bun, ca să înțelegeți, acum asta a fost prezentarea. În timp ce noi vorbim, Teddy Mureșan vă va delecta cu cei 10 ani de comparații între România de acum 2009 și România 2019. Pentru tine, Adi, sau pentru tine, Doru, care vreți începe? Ce înseamnă 10 ani în România? Cum vedeți voi poza României de acum 10 ani când tu erai în greva foamei și tu nu ajunsesești încă, ba da, erai ministru. Nu. Nu ajunsesești încă. În 2010. În 2010 aveai să fii ministru. Ia zi, Doru. Fă tu o poza a României după sufletul tău. Cu 10 ani în urmă și azi. Bun. Indiferent ce greutăți întâmpinăm din partea acestor oameni care sunt devastatori, ca să o citesc pe doamna prim-ministru, că ea e devastatoare. Da, frate. Am mai zis-o dată. Da, mă, nu mai pot. Nu pot comenta. Îmi pare și nici eu nu pot și mie mi-e greu, mai ales când e vorba de o doamnă. Dar România a evoluat. Corect. România evoluează. Azi, corect. Mâine, poi mâine. Foarte de acord cu tine. Da, bun. Am mai făcut niște kilometri de autostradă. Ia uite, parcă citeai. Citiți pe ecran, bă, le-ai dat și tu mai încet să vadă lumea așa? Da, da. Sigur că marea nenorocire care se întâmplă în ultimii 2 ani... În ultimii 10. Migrație. Bun, migrația, sigur, asta este constantă și, din păcate, nu oprește niciun guvern. Dar în ultimii 2 ani, și nici nu știu dacă fac prea multe, atât timp cât bugetul pentru diaspora este undeva în jur de 2 milioane pe an, n-are rost să discutăm că Bucureștiul își dorește o minimă evidență a celor plecați de afară. Pentru că 2 milioane de dolari nu cred că poți să faci, să-i ții în evidență pe acești oameni. 4 milioane, 4 milioane și câți ori fi acum. Dar de cum să ții legătura cu ei, cu asociațiile profesionale, asociații civice care s-au înființat în ultimii... 2 milioane. 2 milioane? Care 2 milioane?
Vreți la români sau la banii? Eu vorbesc de bugetul pentru diaspora alocat de guvernul României. Ah. Și care nu s-au cheltuit, nici aia nu s-au cheltuit anul trecut. Nu vorbim de 2 milioane, vorbim de 2 milioane. Bun. Lăsăm la o parte că mai avem și români pe aici, că tot e ziua Micii Uniri și la mulți ani cu această ocazie. Mai avem niște milioane de români care sunt prin apropierea noastră, adică mă refer la Republica Moldova, la Basarabia și la cei de la, din Timoc, cei din Ucraina, Chișinău, Cernăuțiu și Maramureșul istoric. România, așa cum vă spun, mai tăiem păduri, că acum avem imagini cu niște lemne care pleacă spre Occident pentru a fi prelucrat, că la noi nu se poate prelucra în totalitate, că nu avem capacități, dar România evoluează. Guvernul, ce face guvernul Tăricianu, sunteți de acord, domnul Barbu, nu? Da, mă scuc cu mare atenție, Dragnea. Uit că eu văd altceva decât văd oamenii și nu pot comenta, că nu mă ajută colegii. Bagă-mă și mie ce-i pe ecran, în plasmă mă tedi. Dar și eu sunt derutat acum. N-am cum să comentez ce vezi numai tu. Nu puteți să vă bate joc în halul ăsta, în emisie să fie ceva și la mine să fie altceva, mă, băieți. Iartă-mă, Doru. Legat de această tentativă a ultimilor 2 ani de independență a României și l-am auzit pe Tăricianu astăzi, cum eram noi independenți la 1859 și că ar trebui să avem o poziție și astăzi fermă în Europa. Băi, oameni buni, haideți să ne hotărâm. Vrem în Uniunea Europeană, am aderat la acest organism, am semnat niște tratate, le respectăm sau vrem să ieșim din Uniunea Europeană să devenim independenți. Pentru că această chestiune ar trebui dezbătută foarte serios, domnul Barbu, într-o emisiune, pentru că e o zăpăceală, lumea nu mai înțelege. Adică le ia pe Tăricianu de mare patriot care spune că România ar trebui să fie independentă. Păi, haideți să ne hotărâm. Ori vrem Uniunea Europeană, ori vrem să fim independenți. Pentru tine, Adi, ce înseamnă cei 10 ani, 2009-2000? Cum avem doar 5 fotografii, 6 fotografii, avem pădure? Păi da, le văd în buclă pe asta, mă, băi, Teddy, te rog, eu nu-mi spune în cască că mai sunt și altele, dă-le să le vadă oamenii, mă, te rog frumos. Eu, bătaie de joc, avem 5 poze pe care le dai în buclă. Și ca să mă înțeleagă, iartă-mă, te rog frumos, Tudor, o singură frază vreau să spun, ca să înțeleagă lumea, să nu creadă că eu aș avea ceva cu independența României, nu ne ia nimeni din independență. Sigur, cedăm o parte din suveranitate în momentul în care am intrat în acest organism, într-această nouă țară, până la urmă, Uniunea Europeană. E frumoasă ce spui, numai că, repet, pentru mine este foarte important să vă simt latura umană pe care o aveți. Ce înseamnă pentru voi România? Ce înseamnă, Adi, România de acum 10 ani și România de azi pentru tine? Pentru familia ta, pentru business-ul tău, Marbule, pentru politica dintre prietenii tăi. Pentru asta ce înseamnă România? Așa... Barbule, dacă nu ești român, într-adevăr poți să spui că în fiecare anul ăsta e mai prost ca anul trecut și tot așa, da? Sunt lucruri care s-au făcut și pe care trebuie să le recunoaștem, dar sunt lucruri care, din păcate, ne trag foarte mult în jos. Îmi cer eu scuze că nu se văd anii și cifrele pe ecran. Asta e, atât s-a putut. Zi. Da? Ai văzut, au fost perioade când a venit criza și cu măsurile mai bune sau mai rele, de unii criticate, de alții aplaudate. Am trecut printr-o criză cu toții foarte grea. Sunt lucruri pe care mă deranjează că nu s-au făcut. De exemplu, și eu am mai discutat cu tine, chiar la un moment dat tu nu erai de acord cu mine și acum uite să demonstrez astăzi că am văzut cursul valutar. Dacă noi intram în Uniunea Europeană, nu mai aveam această chestiune astăzi. Cu problemele pe care le-a avut orice țară. Când intră, într-adevăr, scade. E un recul. E un recul după care nu și-ar mai bate joc de noi fiecare, dacă se ceartă între ei. Pentru că eu așa o leg și o văd ca simplu cetățean. Cum a început scandalul între bănci și guvern? Fiecare cu armele lui încearcă să facă dreptate, dar cei care suferă suntem noi. Ești de acord? Da. Uită-te, peste noapte a izbucnit. Deci s-a ținut atâta timp euro la un curs care urca și cobora în limita bunului simț. Fiecare să-și arate mușchi, a zis, lasă-mă că vă arăt eu, dacă nu sunt sau vi-l duc la 5 până în luna martie, să nu-mi zice... Să fii convins că sare de 5. Da? Da, fără doar ce fac. Așa, bun. Și problema, după mine, cea mai gravă, este faptul că, deși partidele au oameni foarte buni, mulți profesori, nu fac separație între partide, să știi, ci... pe oamenii care îi aduc în față. Dacă tu mie poți să-mi spui că
acești oameni care guvernează azi sunt cei mai buni oameni ai PSD-ului, eu spun că nu e adevărat. Și e treaba PSD-ului ce și-a ales. Da, dar ne afectează și pe noi. Fără doar și poate. Da? Este o rușine. Bun. Pentru rușine. Mine sunt câteva semne de întrebare pe care, la care n-am putut să-mi răspund. Și primul lucru care este, ne chinuim de 30 de ani să facem o autostradă care să străbată țara de la mare până... Apropo de autostrăzi, o secundă, ca să vă arăt și ție și lui Doru și celor de acasă. Teddy, dă puțin cartonul, dăm un pic cartonul cu autostrăzile, pentru că toată lumea crede că cine critică guvernul Dragnea Tăriceanu, critică România. Nu. România n-are nicio vină. E o țară frumoasă, dar din păcate este locuită. Asta este adevărul. Uitați-vă un pic. N-avem niciun comentariu, doar cifre. România, drumuri de mare viteză, autostrăzi și drumuri expres. În anul 2009, acum 10 ani, aveam 281 de kilometri. Autostrăzi și drumuri expres. Atâta era. Astăzi avem 807 kilometri. Adică 544 de kilometri în plus. În 10 ani. O medie de 54 de kilometri pe an, cam așa. Bun. Polonia. La același capitol. Polonia, țară fostă comunistă. Nu am luat Irlanda, Spania. Și tot în 10 ani. Da, și tot în 10 ani, da. Atenție, dă-i drumul. Polonia, fraților. Polonia. În anul 2009 avea fix 1282 de kilometri autostrăzi și drumuri expres. După 10 ani. Avea 3648 de kilometri de autostrăzi și de drumuri expres. Adică o medie de 236 de kilometri. Adică ăștia făceau într-un an cât aveam noi la începutul mandatului ăsta de 10 ani. Adică de 3 ori. Dați un pic cu să vedem la noi tot cam de 3 ori s-a dublat? Nu, prieteni, la noi a fost de 2 ori și ceva. Așa? În contextul, da. Dar dacă aveam un kilometru de autostradă și am făcut încă 2, se da. Cheamă că s-a dublat? Suntem nebuni? S-a dublat. Păi s-a dublat că aveam 200 okay. de kilometri doruri. A ceva vreau să spun. Vreau să spun că Polonia era în fața noastră din start. Da. Da? Din start 89, pentru că ei începuse da. Dărâmarea comunismului încă de prin 82. Corect. Da, că aveau un papă, aveau un Luis Valença. Și noi aveam... Asta, mă, că mi-a găsit da? Dorul, mi-a găsit călcâiul lui Achille. Ia dă-mă mai departe, că acum îi dau eu letalea lui Doru Mărieș. Dă-mă mai departe. Polonia l-a avut pe papă. Bulgarii, oprește puțin, oprește puțin. Da. Bulgarii, ce crezi că cifreau? Că n-au avut papă. Da. Sunt rupți în cur mai rău ca noi, da. Sunt de jumătate ca populație ca noi și au cea mai proastă economie din UE. Okay. Mai proastă chiar ca a noastră, unde s-au furat 1000 de miliarde de euro, da? Zi tu cifrele. Poate ia să le vadă Doru. Ia să vedem. În 10 ani. Autostrăzi și drumuri expres în Bulgaria. În anul 2009, bulgarii, vecinii și prietenii noștri de la sudul Dunării aveau, ia uite bă săraci, 418 kilometri. Necăjiți. După 10 ani, adică în 2019, aveau ce ai făcut, mă? 800 de kilometri, adică dublu? Păi dacă și bulgarii și-au dublat. Și noi am dublat. Acum, pe bune, ne comparăm cu bulgarii, mă? Nu, dar nu chiar nu că i-am depășit, să știi, noi am făcut mai mult. Ești rău, tot timpul să... Mai departe. Ai zis că îmi dai letala, dar nu mi-ai dat. Da, nu mergem în țara, oameni buni. Uite-mă pe ăștia doi, au găsit scuze, mă. Am făcut 560 de kilometri, ăștia au făcut 382. Uite-mă de economia lor, e la un sfert din anul ăsta. Absolut, de acord. Economia aia n-are putere de abuzare. Iată ungurii. Drumuri de mare viteză, autostrăzi în 10 ani. Ungaria. Asta de o criticăm cu guvernul autoritar, cu Orban, cu ăștia. În 2009 aveau 1100 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres. În 2019 doar 1500. Au făcut de capul Orban. 400 și ceva de kilometri. Vezi? Da. Eu n-aș vrea să fiu în locul, nu aș vrea ca România să aibă conducător la București de talia lui Orban în momentul ăsta. Deși Dragnea este comparabil cu Maduro din punctul meu de vedere și o lansez la tine. Maduro, când vorbim, a scos tancurile, trage oameni. A scos tancuri și trage oameni. Nu avea nici ăsta mult să tragă noi în 10 august. Rog CNA-ul să șteargă de pe înregistrare. Nu-s de acord cu ce a spus invitatul meu. Nu-i de acord? Nu ești de acord? Ăla e un nemernic care a pus armata să tragă în popor. Da? Și asta ce a făcut în 10 august? Ăla face ce a făcut Ceaușescu sau mă rog, ce a făcut în 10 august în condițiile în care n-a ridicat nimeni mâna împotriva lor. Cum? În condițiile în care n-a ridicat nimeni împotriva. Nu pot să compar una cu alta. Hai să mai așteptăm, să asta s-ar putea să-mi dai dreptate peste vreo două luni. S-a tras în populație la noi? Poftim? S-a tras în populație la noi? Păi
Și a căutat jandarmeria cu pistolul în stradă în noaptea de 10 august. Da, e în dotare și obligatoriu. Nu e nicio dotare, nici Uniunea Europeană nu iese cu pistolul în stradă. Dar cum iese? Dar nu iese cu pistolul. Dar cu mine în buzunar? Nu, iese cu gaz, iese cu baston, iese cu șoc, dar nu iese cu pistolul să tragă în populație. Uite la Paris ce se întâmplă de atâtea săptămâni, dar nu și-a permis nimeni să... Uite-te în stradă, dacă te oprește un polițist de la circulație, are bine, pistolul la el. Eu vă lansez acum, oameni buni, atenție, sunați-vă prietenii, vecinii și rudele, vă lansez o provocare. Îi întreb pe invitații mei, după care vom deschide și telefoanele, nu înainte de a vedea și punctul de vedere al generației tinere. Doru Mărieș și Adi Rădulescu. Întrebare. Cum ar arăta, nu vă grăbiți că aveți timp să vedeți și un filmuleț, timp de gândire. Și pentru voi, pentru cei de acasă. Cum credeți că ar arăta Pământul, planeta Pământ, dacă ar fi populată, locuită doar de români? Deci toate țările lumii, printr-o minune, ar fi locuite, bă, numai de români. Din America până în Australia și din Kamchatka până în Țara de Foc, numai, până în Argentina. Numai noi ăștia 18 milioane. Nu, 7 miliarde, dar toți români. Toți români. Urmăriți filmulețul. Dacă românii ar fi singurii oameni de pe planetă, toată planeta ar fi degradată și goasă și... Totuși interesantă, pentru că nu suntem oameni răi, suntem doar foarte leneși. Asta e cumva să denigrez România sau să spun? Nu, mie mi se pare perfect. Mie mi se pare că țara asta e minunată. De asta sunt și la facultate aici și mi se pare atât de frumos. Nu cred că am supraviețuit până la urmă, pentru că nu știm să ne comportăm și singur n-avem cum să evoluăm. Și până la urmă ar fi apocalipsă și pentru noi. Aș fi foarte trist dacă aș vedea numai român, nu știu, nu vreau să mă gândesc la chestia asta. Mi-a tripur nașpa. Românii sunt foarte practici și cred că s-ar descurca. Ei mereu găsesc o cale să se descurce oricum. Probabil ar exista tot felul de noi sărbători create, nu știu, în China, pe Marele Zi Chinezez, la Paris. Am fi toți o etnie, am avea aceeași tradiție și am fi foarte uniți. Oamenii s-ar putea înțelege, ar vorbi aceeași limbă, dar pe altă parte mentalitatea românului din ziua de astăzi, cum ar fi să facă bine doar pentru el, să nu se gândească la alții, ar fi urât rău de tot. Este mult mai bine să fim cât mai diferiți, cât mai diversificați, pentru că așa învățăm unii de la ceilalți. Pe plajă, în Florida, s-ar dansa hora pe plajă și s-ar pune melodii românești. Ar rămâne încă guvernul care e acum la conducere. Din punctul meu de vedere, și românii au multe asuri în mânecă, doar că acum depinde de ei cum vor să și le exprime și în ce direcție vor să le ducă. Mi-am imaginat că, de exemplu, bistrole din Paris, oamenii ar mânca sărmăluțe, tăcutură, mămăligă cu brânză și smântână și aș vedea oameni îmbrăcați în costume populare. Orice nație unde lași corupția să zburde, ridici la rang de cinste hoția și minciuna, o aduci, încă noi suntem bine. Încă suntem bine și să nu uităm că în toamna asta națiunea română s-a comportat corect la referendum. Bărbule, eu spun și probabil o să temi ce spun eu acum, dar după părerea mea, planeta arăta altfel și foarte bine și am să spun de ce. Mă gândeam când băieții ăștia, copiii ăștia... Nu văd pe mare, ei dau... Ei văd foarte îngust. Da. Gândește că avem unii din cei mai buni arhitecți din lume. Gândește la sistemul de IT. Gândește-te la marii noștri profesori, la marii noștri doctori, la marii noștri agricultori, dacă vrei. Și dacă vrei, inclusiv pe voi, eu țin foarte mult la voi, pentru că dacă fac o comparație cu presa românească, comparativ cu ce văd prin Occident și așa mai departe, sunteți cu mult ca nivel al pregătirii profesionale și a modului cum puneți lucrurile și curajul cu care o faceți, nu sunteți aserviți nimănui și cu siguranță, în funcție de climă, de relief și de nu știu ce lucrurile, s-ar fi așezat așa cum trebuie. Că luăm și România, dacă luăm în ansamblu ei, eu zic că este ok, dar una e, de exemplu, în Transilvania, alta e în Moldova. Alta e în Muntenia și alta este în Oltenia. Și nu-ți mai spun la Gorj unde știi tu. Dar spune că noi suntem un popor care n-am fi în stare și nu știm să facem păcat. Nu știm, în schimb, să ne sprijinim valorile, să ni le apropiem, să le ținem lângă noi, să le punem să facă treabă. Asta mă doare. Din punct de vedere al sufletului, pentru că tot e o zi de suflet pentru noi, pentru români,
cu certitudine îi batem pe mulți la capitolul suflet. Chiar românul are suflet. Băi, vreau să-ți spun ceva, Dorule. Făceam emisiunea de azi. Și nu-i puțin. Mă bucuram că voi doi sunteți invitați, pentru că voi doi reprezentați... Și acum nu te mai bucuri. Ba da, mă bucur și acum, Adi. Nu sunteți accidental aici. Ok. Sunteți pe data de 24 ianuarie invitați unei emisiuni care, în general, nu știu, mai dau și eu kicks, ca toată lumea. Dar, în general, gândește ce face emisiunea asta. Și eu și Teddy gândim. V-am invitat pe voi pentru că, acum 10 ani, ăsta eram greva foamei și acum 29 de ani era în pușcărie pentru niște crezuri, pentru niște daturi ale țării astea. Da? Datul de a fi liber, datul și de nu a... nu regretă. Nu regretă. Iar tu, care ești aici și pentru că ai fost ministru adjunct al agriculturii și pentru că ai fost un om și ești un om de afaceri înțelept. Eu știu exact ce ai făcut în 20 de ani de business în țara asta. Atenție, să știți că pe vremea când mulți băteau la porțile televiziunilor care încă nici nu existau, de altă Antena 3, Realitatea, România, B1, nici nu existau, Adi Rădulescu făcea niște emisiuni info-educative la Viața Satului, la TVR, fabuloase. Credeți-mă, eram în TVR și știu. Adi Rădulescu făcea educație la televizor în anii în care noi nici nu existam, televiziunile de știri private. Nici OTV-ul nu se înființase, nici B1. Nici... Asta ca să știți, echipa asta cu care eu, Tudor Barbu, fac emisiunea asta de un an și ceva, echipa n-are mai mult de 10-12 oameni, echipa de invitați. Spuneți voi ghilimele că nu e o echipă, dar suntem așa, ne leagă niște lucruri. De-aia Adi Rădulescu și cu Mărieș sunt astăzi pe 24 ianuarie invitați. Pentru că unul simbolizează ceva, îl altul altceva, cumulat o mare parte din țară. Am greșit prezentările? Cu nimic. Cu nimic. Eu nu-mi permit să fac nicio comentariu. Cu nimic n-ai greșit. Spune-mi dacă ai dat timp, o întrebare pentru amândoi. Imediat deschidem telefoanele, țipă la mine, Teddy, că sunt oamenii pe fir. Da, știu, Teddy. Adică deschidem telefoanele în sensul că le luăm în direct. Dacă ai dat, fii atent că nu e simplă întrebarea, Doru, și nici pentru tine, Adi. Dacă ai dat timp înapoi tu, ai fi, hai ca să nu zic blasfemie, Dumnezeu. Ai avea puterea magică să dai 10 ani înapoi în istoria României. Ne-am merge în ianuarie 2009. Da. Da? Da. Ce anume ai schimba tu prin hotărârea ta, Doru Mărieș, din ăștia 10 ani să nu se mai întâmple? Un singur eveniment, un singur om, un singur lucru. Nu vii să-mi spui, domnule, a schimba economia națională, aș face ca partidele să fie din fete mari. Nu. Bă, nu, să n-apară Barbu în presă, să nu existe ziua de 10 august, dau un exemplu la întâmplare, nu știu. Nu e simplă întrebarea. Ce, Tudor Mărieș, ce ai face ca... Bravo, mă, Teddy! Teddy Blat, Teddy producătorul, Teddy Mureșan Blat cu Doru Mărieș și cu Adi Rădulescu. Zile, bă, să răspundă după Puca. Da, domne, timp de gândire, publicitatea, sunați-vă prietenii, vecinii și rudele, revenim cu răspunsul lui Doru și cu răspunsul lui Adi. Ne-am întors, oameni buni, în direct. Vă reamintesc întrebarea excepțională, nu că e pusă de mine. Așa s-a întâmplat să fie, pe care i-am adresat-o și lui Doru și lui Adi. Mă, dacă am reușit să dăm înapoi România fix cu 10 ani, și voi, ce dacă să gândiți-vă? Am deschis telefoanele, oamenii sunt deja pe fir. Dacă am putea să dăm înapoi România în 2009, la începutul 2009, ce om, ce eveniment... Doamne, mi-a venit în cap colectivul acum. În fracțiunea asta de secundă mi-a venit colectivul în cap. Deci, scoateți colectivul. Dar bineînțeles, putem să zicem să-l ierte Dumnezeu. Dumnezeu să-i odihnească. Ăla este, ăla l-ar scoate oricine. Pe domnul oricine. Chelba, care a murit acum 3 zile, tatăl lui Alex de la colectiv. Eu îl cunosc pe fisul de când îl purta unchis în TVR, Costică Chelba îl purta în TVR de mână pe la micu. Mă rog, hai că n-are sens. Bine, deci excepție face colectivul. De ce? Pentru că nu vreau să invocăm o tragedie națională într-o emisiune. În nicio emisiune de televiziune. Nu folosim, cum au folosit politic unii, de i-au adus pe tehnocrați la putere. Eu nu vreau să folosesc colectivul în emisiunea de azi. Doru Mărieș. Aș merge în două fraze înainte de cei 10 ani, cu 15 ani în urmă, când preparativele pentru intrarea în Uniunea Europeană și în special pe justiție, pentru că e o chestiune care se dezbate la nivel național de atâția ani, în regimul Iliescu-Năstase, da? După ce Cristian Diaconescu preia mandatul de ministru al justiției, încep negocierile și reușesc să ajungă la niște norme europene, să convină, da, între noi și europeni, determinând în final, în 2007, intrarea României în UE. Mă refer la justiție. Vedeți, pot să vorbesc chiar și de oameni din PSD
în anumite momente și cred că au fost poate momentele de... Cele mai grele. Cele mai grele, dar în același timp și cele mai bune. Adică oameni care au gândit în acel moment, în perspectivă, pentru intrarea în Uniunea Europeană și indiferent din ce partid făcea parte, au reușit să se pună de comun acord și să gândească într-un mod, să spunem, cât de cât unitar, dacă nu în totalitate, dar în deciziile pe care le-au luat. Rezultatul intrarea în Uniunea Europeană 2007 și acum în urmă cu 10 ani. În urmă cu 10 ani, nu știu dacă fac bine sau nu fac bine, dând un exemplu și o chestiune pe care am făcut-o atunci. Dacă mă dau exemplu pe mine, nu știu dacă fac bine, nu cred că fac bine. Dar spuneți, gândiți un moment și ăla dacă ar fi continuat, ce s-ar fi întâmplat în următorii 10 ani? În urma protestului meu, greva foamei, pentru a obține dintr-un dosar aflat în cercetare, dosarul Revoluției, recte, dosarul 13-15 iunie, pentru că erau amândouă în aceeași situație, am obținut pentru prima dată după 70 de ani în România punerea la dispoziție a documentelor dintr-un dosar aflat în cercetare. Deci până în acel moment, când mergeai la procuror și cereai documente, avocatul, inculpatul, mă rog, părțile din dosar, ți se spunea nu ai acces la dosar. În urma protestului am reușit să obțin în integral dosarul Revoluției, este adevărat, pe decizia Curții Europene a Drepturilor Omului, dosar pe care l-am utilizat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, unde am reușit să obținem, Asociația 21 Decembrie și cei care s-au adresat curții, să obținem multiple decizii și în acest fel astăzi mai putem vorbi de cele două dosare de istorie. Bine, mă. Iată și imagini, stimațele spectatori, momentul în care Doru Mărieș făcea greva foamei, iată imagini, document, invitatul meu în 2010, în greva foamei. Bun, asta e a doua grevă. Da, da, okay, da, în 2010. Imaginea din 2010. Același lucru s-a întâmplat și în 2009. Sunt oameni care, așa cum v-am spus, s-au pus cu pieptul la hotare. Și nu e nicio metaforă. S-au pus cu pieptul la hotare. Nu-i ridic statuie lui Mărieș și eu. Fiecare dintre noi, și eu, și el, și Adi Rădăuescu, avem bunele și rele noastre ca oricare alt om. Un singur om a fost fără de păcat și l-am suit cu toții pe Golgota și l-am bătut în cuie. Cu toții! Chiar dacă unii dăm vina pe alții. Nici n-am văzut imaginile astea. Imaginile acestea, repet, sunt exact despre cum s-au bătut unii, punând mize mari chiar cu viața lor, pentru anumite cauze și anumite momente. Adi Rădulescu, dai voie să termin? Da, te rog, lasă imaginile și termină. Și acum, eu nu vreau să mă uit. Concluzia. Dacă acest trend ar fi continuat în toți acești 10 ani de respectare a tuturor deciziilor și a tuturor convențiilor semnate de România, deci deciziilor care veneau dinspre Uniunea Europeană, indiferent că e vorba de CEDO, indiferent că e vorba de Comisia de la Veneția, indiferent de ce organism internațional la care noi suntem parte și ne-am asumat respectarea lor, scriești România tu, și conducerea. Ana, scriești tu pe imagini Doru Mărieș 2010, greva foamei sau ceva, ca să înțeleagă lumea la ce ne referim, băi Teddy. De ce apare și acolo și aici, că o să creadă că suntem... Păi, unde scrie, băi, ilizibil, mă? Ilizibil scrie, mă, băiete. Păi dacă nu vede, sunt oameni care n-au, au minus 3, au minus 4, au 60, 65, 70 de ani. Da? Deci ar dacă acest, undeva în colț, dacă acest trend ascendent ar fi continuat în toți acești 10 am ani... Am înțeles. Asta este, indiferent de asta guvernul. Ce ai schimbat tu. Nu, ce am schimbat eu. Nu mă, ce ai schimbat tu, dacă ai putea. Ai dorit să schimbi. Să continue trendul ăla. Absolut. Mulțumesc mult. Să respectăm deciziile și am înțeles. Europene. Adi Rădulescu, dacă dai înapoi filmul acestei țări și filmul poporului român cu fix 10 ani în urmă, ce eveniment, ce om, ce... Nu știu, ce conjunctură, primul, ai scoate-o sau ai modificat-o? Îți mulțumesc pentru întrebare și nu ne-am pregătit așa cum ai zis, că ne-ai pus-o în direct aici. Corect. Da. Ne-ai luat prin surprindere mai repede. Vreau să spun că primul lucru care l-aș face după acești 10 ani, democratizarea în care facem votarea. Mă asculți? Da, votarea, ascultă toată România. Pentru că votul, așa cum se face astăzi, de către partide, de-aia am ajuns să avem asemenea conducători, pentru că ar trebui listă, nu cu numărul de candidați egal cu numărul de locuri. Partidul prezintă de 3 ori mai mulți candidați,
Iar eu, care mă duc la vot și susțin acest partid, vreau să pun ștampila pe unul din ei, indiferent dacă e al 100-lea. Acolo. Adică votul să fie individual? Individual, pe dar pe lista partidului. Da? Că eu țin cu partidul ăsta și vreau să-mi aleg un om. Tu ții cu partidul, dar nu-l vrei pe ăla pe care ți l-a propus partidul. Păi vrei pe altul. Nici nu-i cunoaștem. Domnul Radulescu, îmi permite și mie o întrebare. Spuneți-mi și mie, cine a scos votul din două tururi la primari? Și asta, a doua chestiune. Reintroducerea turului. Dar cine a făcut-o? Cine a votat? Hai mă, nu-l mai chinui. Băsescu și cu Boc în 2011. Nu, păi și domnul Cioloș și în 2016 de ce n-a făcut? Că l-a rugat toată lumea atunci. Cioloș în 2016 n-a făcut? Pentru că n-a făcut, pentru că Cioloș și tehnocrații n-au vrut să facă nimic pozitiv. Pentru că era susținut de PSD care i-a pus la încoastă. Da, mă, dar PSD-ul și cu, cu liberali și cu unguri și cu toți care îl susțineau pe Cioloș, că ăsta e adevărul, vedeți pe ecran aici. Lasă-mă să curgă. Tehnocrații au fost puși, Cioloș a fost pus după demisia lui Ponta. Puțină lume vrea să vă reamintească, să vă bage în cap adevărul. În primul rând cu voturile lui Dragnea. Dacă nu era PSD-ul și dacă nu era Dragnea, Cioloș n-ar fi ajuns niciodată premier, că n-avea cum. De ce? Pentru că puterea parlamentară care punea guvernul era formată din PSD, ALDE. E adevărat că toate partidele, exceptându-l pe Băsescu, adică PMP-ul, l-au votat pe Cioloș. Dar cele mai multe voturi le-a luat de la PSD. Întrebarea lui Doru Măriești, corectă. Bă, tehnocrații, care n-aveau încărcătură politică, de ce n-au întors la două tururi de scrutin? Alegerea primarilor, vă spun eu de ce. Pentru că nicio forță politică nu vrea de adevăratele. Niciuna. De ce? PSD-ul are 2000 de primari, PNL-ul are 1000. Nu niciuna. Ce-i mari, că ce-i mici? Păi degeaba vrea Traian Băsescu, care are 5%. Degeaba vrea ăsta, cum îl cheamă, dar ăla nu vrea. USR-ul nu vrea, că n-are primari. Ba da, USR-ul vrea. Dar USR-ul cine e USR-ul? Nimeni, n-are niciun primar în țară. USR-ul nu se pune. USR-ul se vorbească atunci când va avea primari. Și dacă avea 1000 de primari, USR-ul lui Nicușor, lui Dan Nicușor Dan, credeți-mă că n-ar fi vrut ruptul capului din două tururi. Păi primarul ăluia lui, al useristului, mai stătea primar dacă era din două tururi? Că nu, că se înțelegeau ăia în turul 2 și l-ardeau. Dintr-o mie făcea 1500. Dintr-o mie făcea nimic. Deci când Traian Băsescu și cu Boc au făcut alegerea primarilor dintr-un tur, a fost cu târg. De ce? Aveau mușchi. Aveau primari fără număr. Era guvernare pe de listă. Și au zis, de ce să nu ne conservăm noi? Corect. Corect. Ce conta? Da. Ce vrea prostimea. Nu este corect, domnul Barbu, să ieși primar cu 25% voturi dintr-o comună sau dintr-un sat. Nu e corect. Trebuie să... Nu vrei să-ți dau numărul lui Traian Băsescu să-l suni? L-am și eu. Sau lui Boc? Eu l-am și eu. Nu l-am mai utilizat de mult. De ce ai făcut prieteni într-un tur? Mata și cu Boc. Din motivul care l-a spus dumneavoastră mai devreme. Bine. Eu am spus doar că nu e corect. 30 de secunde până la ce te zi? Bine, degeaba îmi spui avem 30 de secunde și două telefoane, că trebuie să iau întâi publicitate. Stimați telespectatori, luăm 2-3 minute de publicitate și revenim fix cu telefoanele în direct cu oamenii.